orice sărbătoare, ai nevoie și de ajutoare. Fairy Extra Plus este cu până la 50% mai rapid în eliminarea grăsimii dificile. Bun găsit, dragi telespectatori, astăzi într-o ediție de colecție a emisiunii Folclorul sub lupă. Încă de mic am visat ca Moș Crăciun să mă ia pe piciorul lui, să-mi spună povești, însă niciodată nu m-am gândit că o poveste unică voi asculta astăzi chiar de la îndrăgita artistă Mioara Velicu, care îi spun bine ați venit, doamna Mioara. Bine te-am găsit, Lavinia, și mulțumesc pentru invitație. Să știi că, într-adevăr, am ce să spun, pentru că am în spatele meu 57 de ani de cântec. Mulți ani înainte, mulțumesc, sănătoși! Mulțumesc frumos! De fiecare dată când sunt intervievată, am foarte mari emoții, pentru că s-ar putea să nu răspund sau să fiu prea sincer. Dar eu cred că asta, de asta au nevoie telespectatorii, doamna Mioara, și dați-mi voie să vă spun că și pentru mine este o bucurie, pentru că dincolo de scenă, dumneavoastră sunteți un om deosebit. Da, așa, ca să zic, așa mi-a fost creștere. Pentru că sunt născută într-o familie de 8 frați, o familie modestă, din satul Ireasca, comuna Gohor, județul Galați. N-am să uit niciodată anii copilăriei, n-am să uit niciodată de unde am plecat și sper ca Dumnezeu în continuare să-mi facă parte de tot ce-i bun și nu numai mie, la întreaga lume. Spuneați de sinceritate puțin mai devreme și nici nu v-am adresat prima întrebare să ne vorbiți de copilărie, iar doamna Mioara de acolo a început. Asta dovedește faptul că aveți o legătură strânsă și că vă cuprinde nostalgia ori de câte ori vorbiți de copilărie. Sigur că da, eu de câte ori merg în spectacol, îmi spun ce vârstă am și îmi spun și plus cei 7 ani de acasă. Cine nu are cei 7 ani de acasă, nu are cum să aibă o educație frumoasă, nu are cum, cine nu a crescut la țară, nu are cum să știe cât de frumoasă a fost copilăria. Și am căutat ca și fata mea să aibă o copilărie frumoasă și nepoata mea. Acum, să vă trăiască. Mulțumesc. Acum, dacă la rândul lor vor vrea să mai aducă, că dacă mai sunt sau nu mai sunt, să vină la țară unde m-am născut, să vadă locul natal, să vadă că mi-am făcut și eu acolo un colțișor cu poze și ale mele și ale soțului meu, Dumnezeu să-l odihnească, și să-și aduc aminte nepoți și strănepoți. Știu că deseori, mai ales în perioada verii, acolo merge să vă găsiți liniștea, în perioada în care sunteți mai relaxată, să spun. Da, sigur, să știi că de fiecare dată toate vacanțele, toate concediile mele, mi le-am petrecut la țară. Mergeam acasă la măicuța noastră, Dumnezeu să odihnească, și făceam treabă, făceam curățenie, văruiam, lipeam pe jos pentru că nu aveam dușul meu și nu aveam, țin minte când eram mici, veneam de acasă, de afară cu încălțămintea murdară din noroi și nu aveam preșuri pe jos, pentru că era noroi și când făceam curățenie, trăgeam cu sapa ca să nu se ducă nămolul ăla care era. Eu am trăit foarte bine, am trăit într-un spirit credincios, am trăit am avut părinți extraordinar de buni și de înțelegători. Sigur că eu am fost o năzbâtioasă dintre toți frații mei și am făcut tot felul de năzbâtii și fugeam și de bătaie și era mai bine că nu scăpam de fiecare dată. Însă mi-aduc aminte, sărbătorile de Crăciun erau cele mai frumoase. Pentru că ne sculam dimineața, pentru noi copiii mergeam de la ora 9, să zic așa, cam până pe la 4 după amiază. După aia de la 4 veneau cei mari și stăteam acasă. Vă referiți la colindat? La colindat, da. Stăteam acasă și în casă ardea foc în sobă, pâinea era coaptă, plăcinte, învârtită, poale în brâu, aveam de toate și vineau colindătorii și noi ascultam la geam, că la geam să cânta, și era extraordinar de frumos. Și am făcut și eu după, acum vreau să zic vreo 14-15 ani în urmă, am mers și eu cu colindul la mine acasă și am cântat la prieteni, la cunoștințe mai apropiate, nu la tot satul, și au fost extraordinar de încântați. Cât de frumos, doamna Mioara, dar spuneți-mi, obișnuiați să împodobiți bradul împreună cu frații? Măi, Lavinia, pe vremea mea, că eu sunt născută de pe vremea lui Tutankhamon, nu aveam brad, nu știam de brad, însă aveam afară, în curte,
aveam un pom și acolo îl împodobeam cu petale din astea, cu, dacă nu era ninsoare, dar tot timpul ningea și a fost anotimpurile, era anotimpuri atunci și ne jucam, făceam om de zăpadă, ne dăm cu schiurile. Nu pot să spun că, de ce să mint că vai ce brad am avut și cum l-am împodobit, pentru că a apărut mai târziu, născut în 44, deci pe 19 octombrie când s-a eliberat țara noastră de sub jugul fascist. Deci nu aveam atunci condiții extraordinare. Dar Moș Crăciun venea la dumneavoastră? Moș Crăciun de fiecare dată. De fiecare dată de Paște și de Crăciun noi aveam haine noi. Ce frumos! Păstrați tradiția încă de atunci, de a vă noi în pragul sărbătorilor. Așa am obișnuit și în ziua de astăzi tot la fel. Eu dacă am vârsta care eu am plinit 76 de ani, îi mulțumesc. Eu aștept să vină moșul. Și a venit la mine și a fost extraordinar de frumos. Eu am fost mai curioasă decât nepoată mea să mă duc mai repede, să treacă ora 12 să văd cu... Dar m-a luat somnul și totuși dimineață. Dar la ce vârstă ați simțit că a rămas doar spiritul, să zic așa, lui Moș Crăciun și că nu v-ați întâlnit cu el? Știi că de la o anumită vârstă tot în mintea copiilor, dar așa că eu niciodată n-a dispărut acest spirit minunat, pentru că nașterea Domnului Iisus Hristos este o bucurie și vezi, toate astea au pierit, dar asta, nașterea și învierea Domnului, astea n-au cum să dispară niciodată. Până la urmă asta e însemnătatea zilei de 25 decembrie. Mă miram de câte ori erau întrebați, au întrebat reporterii pe stradă, ce semnifică Paștele, cum să nu știi tu ce e Paștele, ce sărbătoare e Paștele sau ce sărbătoare e Crăciunul. Cum? Păi mâncăm și bem, păi nu asta. Da, mergeam la biserică, sigur că da, posteam. La noi se postea la țară, deci când începea postul, apoi mama fierbea toate vasele ca să nu fie cumva de untură sau de grăsime și luni mâncam. De exemplu, dacă era duminică lăsata secului, luni mâncam. Că mai rămânea mâncare și zicea că nu iartă Dumnezeu, zicea mama. Prima zi, după. Dar pe urmă tot postul țineam și era extraordinar de bine. De fapt, postul era un fel de cură, de slăbire, dacă pot să spun așa, pentru că nu mâncam decât alimente fără carne, fără asta și era extraordinar de bine, era o detoxifiere. Da. Spuneați în urmă cu puțină vreme despre cei 7 ani de acasă. Cum vă amintiți că ați avut relația cu părinții dumneavoastră? Își manifestau dragostea și o arătau? Ce sfaturi vă dădeau și pe care și dumneavoastră le-ați aplicat vis-a-vis de fată și nepoată? Da, mama totdeauna ne-a iubit și tatăl meu, dar tatăl meu nu ne arăta. Nu ne arăta că ne iubește, dar tata era cismar și ne făcea de fiecare dată încălțăminte nouă, dar mama atâta dragoste putea să reverse asupra copiilor, cum și eu la fac la rândul meu, fetei mele și fata mea, nepoatei mele. Sigur că făceam multe rele acasă și uneori mai lipseam de la școală și mă dădeam mă dădeam pe geamantan de sus, de pe un derdeluș, de câte ori am stricat, nu se poate. Și mai întârziam la o oră, două, sau când veneam acasă, veneam mai târziu și mă uitam pe lăzdaf. Dacă făceam vreo poznă, mă uitam la geam și măi, unde o fi fata asta? Ce fi? Pe mine mă cheamă Maria. Din botez, mă cheamă Maria, dar pentru că era Maria Butaciu, Maria Păunescu, Maria Ciobanu, mi-au zis, hai mă să-i zicem ei Mioara, ca să se diferențeze, că eram mai tânără decât ele, cu câțiva ani, nu mai mult. Dar ne primea de fiecare dată mama cu dragoste, pentru că așa este o mamă. Eu nu o să înțeleg în viața mea mamele care își urăsc copii sau care fac copiilor fel de lucruri rele. Mama, nu cred și nu știu cum mama ne întreținea. Avea grijă de noi toți. Avea grijă de 8 copii, avea grijă ca să facă mâncare de fiecare dată, pentru că în fiecare zi noi mâncam mâncare proaspătă. Acum mănânc de la frigider 2-3 zile, dar noi nu aveam frigider atunci. Aveam doar beci și trebuia să gătească mama fiecare zi. Sigur că nu rămânea fiind 2 persoane acasă și cu ei 2-10. Dar de fiecare dată aveam tot ce ne trebuie în casă, pentru că aveam grădină, aveam animale în curte de la care să ne putem hrăni, aveam tot ce ne trebuie. Un om de la țară a avut totdeauna tot ce i-a trebuit.
tot ce i-a trebuit. Și spuneți, atâtea lucruri frumoase, era și o gospodină desăvârșită și totodată o femeie și o mamă organizată. Da. Pentru că, iată, 8 copii și fiecare dintre dumneavoastră a reușit, să zic așa, în viață. Da, e adevărat. Am reușit fiecare în viață și doar mama voia să ne țină pe noi. Eram două fete, sora mea mai mare am decedat la vârsta de 16 ani. Și eu cu sora mea tot a zis că să nu ne dea la școală, să nu, să stăm acasă, să așa cum era concepția oamenilor de la țară. Cum a fost suferința și lovitura aceasta grea de a-și pierde fiica, mama dumneavoastră? A fost o durere enormă, enormă. Mama mea a pierdut-o pe sora mea la 16 ani, pe fratele meu la 29 de ani și pe cel mai mare dintre frați la vârsta de 65 de ani. Mama a suferit. Și a îngropat 3 copii. A îngropat, da, și plângea măicuța la mormântul fratelui cel mare și se zice, Doamne, nu mai lua pe mine, pentru că durerea este extraordinară. Așa cum nici eu n-am să uit niciodată cum am îngropat și eu pe bărbatul meu, pe sora mea, pe mama mea. Dar nu vreau să mă încarc de energie negativă, pentru că am suferit enorm de mult și sufăr în continuare, pentru că eu am dus o viață cu bărbatul meu extraordinar de frumoasă și tot timpul am impresia că sunt vinovată că trăiesc sau că o duc cât de cât bine. Și mă gândesc pe urmă că Dumnezeu l-a luat ca el să mă protejeze de acolo, pentru că el a fost un mare sportiv la lupte greco-romane, Nicolae Martinescu, și mă ocrotește și acum de acolo și de câte ori am nevoie de ceva, mă rog la Dumnezeu să mi-l trimită în vis. L-ați pierdut în urmă cu 6 ani pe soțul. Da, 7 ani. 7 și ani dacă sunt. Țin minte, era chiar în preajma sărbătorilor. A fost pe data de 1 aprilie, în ajun de Paște. Dar prima dată când dumneavoastră știu că ați avut această încercare mare din punct de vedere al sănătății cu dumnealui, da, a fost tot în preajma sărbătorilor, da, de iarnă. Da, a fost de iarnă, da. Am fost la țară, că voiam să facem Crăciunul acolo și aveam de tăiat porc, de făcut cu vecinii, cu nepoții, cu strănepoții, pregătirile necesare, da. Și aveam o sobă de teracotă la care am făcut foc. Și noi am plecat la niște prieteni la Ghidigeni acolo, la niște prieteni dragi nouă. Și când am venit înapoi, mi s-a părut că e un pic de fum așa. Și eu am zis că eu nu mai dorm în camera asta, eu o să dorm cu mama acolo, că mie nu-mi place, că am aerisit și era mai rece un pic. Și el a dormit acolo în cameră și dimineața când am ajuns, când nu se mai trezea ca să facem pregătirile pentru tăierea porcului, și el l-a găsit în comă, în pat, în comă profundă și de la monoxidul de carbon. L-am dus la spital la Tecuci, acolo a stat o zi și o noapte și mi-a spus doctorița, dacă își revine o să fie foarte bine, dacă nu, asta e situația. Dumnezeu a dat ca el să-și revină și într-adevăr n-au fost sărbători. Alea n-au fost sărbători pentru mine și de fiecare dată când vine Crăciunul, mi-aduc aminte de ce am suferit. Și aprind lumânare și mă duc la cimitir și fac toate cele de trebuință, așa cum se obișnuiește la noi la țară. După ce v-ați pierdut jumătatea sufletului despre care întotdeauna ați vorbit la fel de frumos și vi-l amintiți cu plăcere, știu că anul acela a fost atât de dureros pentru dumneavoastră și poate cumva vă găseați liniștea pentru că zilnic mergeați la cimitirul, da, adâns. Am spus mai multe interviuri și sper să nu mă repet și să nu zic lumea că vorbesc numai despre același lucru, dar este sufletul meu și este viața mea și n-am să uit niciodată și n-am să-l uit niciodată și de câte ori mă duc la cimitir, aprind lumânare, mă rog, fac o rugăciune. De 7 ani de când este dus la Domnul, lumina n-a fost stinsă la cimitir, pentru că am pe cineva care are grijă și tot timpul lumânarea aprinsă.
un an de zile, într-adevăr, am mers în fiecare zi, în fiecare zi la cimitir. Mă gândesc așa că dacă n-ar exista uitarea, cred că n-ar fi viață pe pământ, pentru că ai suferit atât de mult și toată lumea s-ar prăpădi de durere. Dar nu vă simțiți singură sau de multe ori nu stați în casă și îl regăsiți spiritual vorbind, normal, prezent în viața normal, că eu mi-am vândut, după ce el s-a prăpădit, am vândut apartamentul pentru că aș fi murit. Apartamentul în care ați locuit cu care dânsul, am locuit așa noi, ați hotărât, da, să vă rupeți hotărât, puțin da, de amintire. Pentru că fiică mi-a văzut despre ce-i vorba, că eu sunt tot timpul în fiecare zi la cimitir și a zis că trebuie să vindem apartamentul, să te muți cu noi, că nu vrem să te lăsăm singură. Și într-adevăr, un an de zile cât am stat, am suferit enorm, mă duceam la spectacole, veneam acasă, cum intram pe ușă, pe ușa blocului, muream, nu mai puteam. Și atunci am vândut apartamentul, m-am mutat cu fetele și viața merge înainte. Că le spun și lor, dacă ferească Dumnezeu, când o fi, așa cum zice mama, să întoarcă Dumnezeu foaia, când o fi, să nu plângă după mine, să știe că eu am fost optimistă și să știe că mi-am trăit viața frumos și liniștit și decent și asta este viața. Probabil sunteți un om puternic și încercările pe care le-ați avut n-au făcut decât să vă întărească, dar spuneți-mi, cum sunt sărbătorile acum, doamna Mioara? Pentru că perioada aceasta este mai grea și, așa cum ați spus, da, vă aduceți aminte deseori de întâmplarea pe care ați avut-o la chiar în plan să știi că după ce s-a prăpădit bărbatul meu, fata mea și nepoata nu m-a mai lăsat să cânt de Crăciun. Deci am făcut acasă. Deci până atunci, ani de zile, 50 ceva de ani, am fost numai la cântat. Și de Crăciun și de Anul Nou și de toate sărbătorile și filmări și am stat, aproape că n-am stat cu el deloc. Asta mă face să mă simt vinovată, pentru că sărbătorile trebuie petrecute în familie și ca să-ți aduci aminte de fiecare dată că e frumos și că trebuie să fim împreună. Dar noi, dacă asta mi-e meseria, el era un om extraordinar. Nu era gelos, nu era... Tot timpul îmi spunea, mergi și cântă, du-te, sigur că da. Sau dacă veneam acasă, mă aștepta de oriunde, dacă veneam cu trenul, cu mașina, de oriunde... Se mândrea cu dumneavoastră. Da, sigur că da. Și eu mă mândream cu el și el cu mine. Și era un critic foarte aspru, așa, dar constructiv. Adică nu spunea niciodată că dacă n-am fost bine, că lasă, că a fost bine, nu știu ce. Și mă controlam eu și îmi reparam greșelile. Așa este și fata mea și nepoata. Niciodată nu-mi spun, vezi, acolo n-ai făcut așa sau n-ai făcut play-ul bine sau asta, sunt foarte atente. Perfecționismul. Da. Purtați la gât și am văzut lucrul acesta de foarte mult timp și când ați fost prezentă în emisiunile de televiziune, când v-am văzut la un spectacol pe care dumneavoastră l-ați onorat la invitația îndrăgitului artist Ion Paladi, această cruce frumoasă pe care o aveți la gât, da, este dar chiar de la dumneavoastră. Da, de la bărbatul meu, făcută cadou și chiar și scrie pe ea aici când am împlinit 50 de ani și mi-a făcut un cadou și niciodată n-am lăsat-o de la gâtul meu, pentru că este o amintire foarte dragă mie și sunt lucruri la care nu poți să renunți niciodată, pentru că ce-ți face jumătatea ta cadou, nu poți să o depărtezi, nu poți să o lași, nu se poate. Noapte și zi sunt cu această cruce la gât și pentru că e cruce și pentru că mi-a făcut-o soțul meu cadou. Spuneați de credință, doamna Mioara, ați avut, nu știu, un resentiment, să spun așa, sau ați avut un vis în care ați simțit că vă pierdeți soțul sau au fost cuvinte pe care dumnealui vi le-a adresat înainte ca el crezut, să moară? N-am crezut, dar când a venit de la Vișani, din comuna lui, unde a făcut o căsuță acolo și care am lăsat-o la cineva, am vândut-o și pentru că nu puteam să îngrijez de ea, era visul lui, aș fi vrut să mențin casa aia, dar n-am avut cum, pentru că aveam și pe cea de la țară și pe asta de aici. Și a trebuit să renunț la una din ele și atunci am renunțat la această casă la care el ținea extraordinar de mult și și-a făcut foarte multe lucruri. A fost un om extraordinar, un om care era, dacă pot să spun așa, rebel, pentru că el era
sigur de el, era sigur de tot ceea ce face și mă învăța și pe mine. Eu eram mai zicea doamna gălăgie, că eu tără pe acasă cu toate alea, dar el era un om extraordinar de calculat, un om care știa toate actele unde sunt puse, ca dovadă că după ce s-a prăpădit, știau toate dosarele erau puse, acte de casă, acte de mașină, acte de ce plăteam noi la fis și ce, dar tot erau pus la punct. Nu pot să spun că acum sunt la punct, că nu sunt eu ordonată. Așa. Cum a fost relația dintre dânsul și fiica foarte dumneavoastră? Foarte frumoasă relația. Foarte, foarte frumoasă și avea o grijă așa de... El n-a avut copii și avea o grijă extraordinară și de fată. Și o considera practic fata dânsului. Sigur, sigur că da, așa și este. Și pe nepoata mea iubea foarte mult și... Na, dacă a fost să fie așa, eu... Îi mulțumesc din suflet și n-am să uit niciodată tot ceea ce a făcut pentru mine, pentru că venind în 80 în București, m-am venit și la un ansamblu extraordinar de bun, Ciocârlia Ministerului de Interne, așa îi spunea atunci, și m-am și căsătorit cu el, l-am cunoscut și a fost un prieten extraordinar de bun, prieten, soțul meu, frate și tot ce trebuie. Sunteți un exemplu pentru... tinerii care urmează drumul acesta al căsătoriei și cu atât mai mult că aveți numai cuvinte și vorbe de laudă la adresa lui și îl păstrați o flacără vie în amintirea... Lavinia depinde de noroc. Că acum și eu aș vrea să dau noroc fetei mele sau nepoatei mele sau asta și să fie bine și toată lumea, toate mamele cred că vor asta, dar depinde de noroc, de Dumnezeu, este adevărat că și cum ți-l faci, dar când ți se întâmple ceva rău, ți se întâmplă. Credeți în destin? Da, da, pentru că eu la până în să zic așa, până din 63 de când am fost angajată la un ansamblu la Rapsodian Dunării din Galați și prima am fost la Trandafir de la Moldova din Vaslui până în 80 când am venit la Ciocârlia, n-am fost lansată și n-am fost cunoscută și n-am fost mediatizată și n-am fost, pentru că eram în provincie, eram asta, voce aveam, dar nu eram luată în seamă de mass media, așa ca să ajung mai repede ceea ce sunt astăzi, așa cum spun, nici sus, dar nici jos, sunt la mijloc, pentru că este extraordinar de greu să te menții. Mi-a fost foarte greu, m-am lansat foarte greu, aveam 10 ani de activitate și eu de-abia după 10 ani m-am lansat. Am făcut, imprimat cântece în radio și Dumnezeu să o ierte pe Marioara Murărescu, ea mi-a dat cântecele în radio, nu mă cunoștea și erau... scrisori venite de la public cu adevărat, de la ascultători care erau sinceri, fără să fie acum poți să dai un telefon, eu pot să dau de 10 ori un telefon și să spun că vreau să cânte aia, vreau să cânte aia, vreau să cânte aia. Atunci era pe drept topul tinerilor interpreți și eu m-am înscris printre cei mai buni, deci am luat locul 5 cu Pădure cu Brazu în Broș după Maria Ciobanu, Benoni, Irina și Dolănescu. Și a fost o mândrie pentru mine și am luat locul 5 cu Pădure cu Brazu în Broș. Bănuiesc că părinții dumneavoastră întotdeauna vă admirau și se mândreau, să spun așa, cu ce fată au, mai ales că la vremea aceea era o bucurie pentru cei de acasă să-și vadă copiii. Sigur. Pe micile ecrane. N-am putut atunci când trăia Dumnezeu să-L ierte tata să meargă cu mine, să meargă într-un spectacol și să mă vadă undeva, dar am avut un spectacol atunci cu Trandafir de la Moldova într-o comună la Ghidigen și i-am spus tatălui meu să vină să mă vadă și pe mine, că eram mândră să-L luam pe tata în sală să mă vadă și mă tot uitam și nu-L vedeam și eu cântam Pădure cu brazul în broș, așa, și-l văd pe tata, măi, Leana, îl văd pe tata în sală și toată lumea îi spunea, vai, măi, ce frumos cântă fata ta, Andrei, ce frumos cântă fata. Și el, da,
nu, adică era nu, modest. Da, modest, da. Și foarte bine că m-a învățat și pe mine să nu fiu lipsită de caracter, să nu fiu, să am încredere că eu sunt cea mai bună sau sunt, am cântecele cele mai frumoase. Nu, toți suntem slujitori ai folclorului. Nu-mi place să se spună, să mi se spună vedetă sau... Nu, nu-mi place. Vreau să mi se spună un slujitor al folclorului, pentru că cu asta m-am născut, să zic așa, și cu asta vreau să închid ochii. Ce frumos! Care vă amintiți că ar fi fost cadoul cel mai frumos pe care l-ați primit de Crăciun, doamna Maria? Păi cadoul de Crăciun, ți-am spus că fratele meu cel mai al mijlociu a mers, avea servici la Galați și lucra la fabrica Fus, unde se făcea tot felul de materiale, de stofe frumoase de asta, și el ne făcea cadou materiale și ne făcea croitoreasa rochii. Atunci erau, de bea așteptam să vedem, să fim îmbrăcați frumos, să fim, veneau valoretul, dacă pot să spun așa, e un obicei la noi că veneau cu capra, cu ursul, cu asta și toți astea, și noi ieșeam afară și bineînțeles eram îmbrăcați, eram frumos. Dar cadoul cel mai frumos de Crăciun, pentru că nepoata mea s-a născut pe 5 decembrie, deși mai devreme, a fost cel mai frumos cadou pentru mine. Nepoata mea. Ce relație aveți cu ea? Sunteți mult mai dedicată, să spun, în calitate de bunică față de nepoată decât de fică? Bineînțeles. Și vă spun acest lucru pentru că bunica mea spunea: mamă, mamele și iubesc nespus copiii, dar când apar și nepoții, parcă dragostea e mai floritoare. Exact. Pentru că atunci când era fata mea mai mică, eram tot timpul câte o lună de zile plecată în turneu și nu am putut ocupa de ea și n-am putut să fiu aproape de ea în momente frumoase sau tot timpul eram plecată. Dar acum cu nepoata mea... Recuperați timpul. Da, exact. Și acum fac și fetele mele toate plăcerile, pentru că n-am putut să îi le fac atunci și îi le fac acum. Că Dumnezeu ți le dă exact așa pe când știe El că trebuie să trăiești cât de cât modest și frumos. Și mi-a dat Dumnezeu mie, într-adevăr, spre, nu știu dacă pot să spun spre sfârșitul carierei, dar spre sfârșitul anilor de cântec, ceva extraordinar de frumos că mi-a lăsat vocea. V-ați dori să o vedeți mireasă sau de ce nu și-a programat lucrul acesta? Da, pe fiica mea? Nepoata. Pe nepoata. Pe nepoata, Doamne, asta ar fi visul meu cel mai frumos. Și Doamne, Maica Dumnezeu, nu mă lua până nu o văd, ca să zic lumea ce frumoasă este bunica mea. Cât de frumos, vă amintiți că i-ați citit povești nepoatei? Da, sigur că da, și am învățat-o cântece și spuneam: Cristina, hai mama, ai cântă cu mine doar două strofe, atât atunci cu mine, un duet, ca să fii bunica cu nepoata. Și a zis: nu, mama, nu, a cântat atunci la un pic, așa, dar nu, n-am părtășit. Nici fiica mea cântă foarte frumos și ele, și sunt niște critici extraordinari și știu toate alea de la ei. De la ele am învățat și eu să fiu mai modernă, cine-i Beyoncé, cine-i și toți soliștii ăștia, și zic, dar cine-i, întreb, cine? Dar nu ți-am spus odată. Eu sunteți zic, cu știrile la zi de actualitate, da, 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 sigur că da, pe telefon, mi-am cumpărat un telefon bun, nu prea știu eu să umblu la el, de-abia am învățat ce înseamnă Facebook, Skype, nu știu ce, de-abia am învățat, dar sunt... I-ați scris scrisoare în acest an lui Moș Crăciun, doamna Mioara? Nu i-ați scris, că am vorbit cu el. Eu zic că mulți dintre noi fac lucrul acesta și păstrează spiritul Crăciunului, așa cum a spus, odată cu nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, și totodată să cerem, sau nu știu dacă neapărat să cerem, cât să ne dorim ceva Mite, pentru tu, sufletul tu nostru. Tu dai seama la vârsta mea că eu aștept cadouri, să vedem acum ce-o fi de Crăciun. Că nu știu, în ajunul Crăciunului la noi așa se fac cadourile. Dar în anul acesta, față de copilărie, cu siguranță pregătiți și bradul, nu? Aha, bineînțeles, păi de ani de zile pregătim bradul. De ani de zile pregătim bradul. De când eram la Vaslui, făceam brad pentru, împodobeam bradul pentru fata mea, pentru, cu, eram vecinii foarte buni, ieșeam afară de anul nou. Dădeam noroc, dădeam, era ceva extraordinar de apropiat. Nu știam de telefoane, de asta, nu, tu vezi acum mă duc undeva să fac un program. Păi, spune-te pe telefon. Măi, dar eu am venit să-ți cânt, tu te uiți la telefon. Da. În această lună a cadourilor, a iubirii, a relaxării sufletești și a împăcării cu noi înșine, am obișnuit ca în cadrul emisiunii să extragem scrisori pe care copiii le trimit către Moș Crăciun, cum spun ei, în Laponia. Da. Ei bine, invitații noștri le citesc, așa că
Eu sper ca dumneavoastră să vă descurcați cu scrisul puțin văd mai așa mare. Bine, da. Rar, doamna Miara, nu trebuie să vă grăbiți și mi-ar plăcea să citiți dumneavoastră această dragă scrisoare. Dragă Moș Crăciun, în acest an mi-am dat seama că de fiecare dată ce am vrut acest lucru mi-ai adus. Anul acesta mi-aș dori din toate, că toate cadourile pe care le-ai făcut pentru mine să le pui sub bradul copiilor care au nevoie de ele. Dar cel mai mult aș vrea să le ofer, să ne ofer nouă familiei mele sănătate și fericire. Acest lucru este cel mai bun. În fiecare zi privesc pe geamul salonului și aștept să văd zăpada și noaptea când ne pot dormi. Când nu pot dormi, sunt atent să pot surprinde Sania, ta trasă de ren pe cer. Am doar 6 ani, dar până la vârsta asta nu am reușit să te văd niciodată. Mama îmi spune mereu, o să pot într-o zi să te văd acasă, să-i pregătesc biscuit și un pahar cu lapte. Doar că oamenii de aici în halate albe au făcut-o pe mama să plângă tare ieri și din ce în ce am tras cu urechea lângă ușă, i-a spus că nu mai are șanse. Cum poți să-ți dai seama când ajungi și unde trebuie să ajung? Mă poți ajuta, moșule? Mie nu mi-e frică, doar că îmi doresc ca mama să nu mai plângă și ca tata să reușească să ajungă acasă din străinătate. Și dacă aș fi să mai pot spune o dorință, ar fi ca eu să nu, ca ei să nu sufere și eu să te văd anul acesta, să mă strângi în brațe și să plec cu tine în sane spre cer. Vă mulțumesc că aș citit această scrisoare, doamna Miara. Și dați-mi voie să... În pandemia asta și mie mi-a fost frică. Mulțumesc Dumnezeu că nu s-a întâmplat nimic cu mine. Mie mi-a fost frică doar să n-ajung la spital, să nu poată cei dragi să fie alături de mine. E dureros pentru că în această perioadă mulți dintre părinții, dacă vreți, care au devenit părinți, tați în special, n-au putut să-și vadă copiii. Adevărat. Decât în momentul în care mamele au fost externate. A fost distanțarea socială impusă, să zicem că este una, dar n-am mai avut acelea sentimente, nu am avut aceeași apropiere de care ne bucuram. Nu pot, dacă mi-ar spune cineva, dacă mi-ar fi spus cineva că noi o să apucăm asemenea vremuri cu nenorocitul ăsta de virus, n-aș fi crezut. Ca să se întâmple așa deodată, să nu ne mai putem vedea cu cei dragi, să fim închiși în casă, să purtăm mască. N-am crezut niciodată. Dar trebuie să purtăm pentru că ne putem proteja așa și putem proteja și pe cei de lângă noi. Sigur că este frustrant pentru că noi suntem obișnuiți, artiștii, să fim tot timpul pe drumuri și să nu stăm în casă. Dar într-un fel am stat acasă și mi-am cunoscut mai bine familia. Și pe frații mei, și pe fata mea, și pe nepoata mea, cam mai mult am stat de vorbă cu ele. Și, dar e prea mult și mă gândesc la oamenii care au plecat în ceruri, la toți cei care au plecat în ceruri, câtă durere o fi fost pe capul lor și pentru familiile rămase, pentru că cel mai greu e pentru cel care rămâne. Să dea Dumnezeu să se termine, să fie, să ne reluăm viața așa cum a fost și să știi că în pandemia asta parcă ne-am făcut un pic mai răi, parcă ne-am făcut un pic mai invidioși. Egoist. Pentru că atunci, da, pentru că atunci când eram toți plecați la cântări, în spectacole, petreceri private, nu puteam să ne uităm unul, să ne gândim unul la altul, decât ne găseam acolo, ce faci și atâta tot. Acum dacă stăm acasă toți, găsești o vină, lui ăla. Eu în pandemie am stat acasă, am respectat tot ce trebuie, în schimb am dat telefoane denumărate la toți colegii mei, pe care îi cunosc, la oameni pe care, cu care n-am mai vorbit de mult și am întrebat de sănătate, cum se simt. Eu am o prietenă foarte bună, am mai multe, dar am pe Mirabela Dauer, căreia i-am dat tot timpul telefon, lui Fuego, lui Sofia,
lui Laura, lui Elisabeta Turcu, care mi-este și cu mătră, a cununat fata și mi-a botezat nepoata, și tot timpul am ținut legătura cu ei. Tot timpul am dat telefon, cu riscul că am fost s-au supărat pe mine, dar am vrut să știu ce se întâmplă cu ei, dacă sunt bine, pentru că mi-era foarte greu să știu că eu sunt bine. Câteodată mă simt vinovată că la vârsta mea eu sunt bine și alții care au o vârstă, sunt tineri, trec prin greutăți așa mari. Sunt încercări și iată, după cum am citit în scrisoarea pe care dumneavoastră, da, de fapt a citit-o, doamna Mioara, sunt necazuri. Necazuri prin care zilnic oamenii trec și se spune că cea mai mare greutate pentru un om și în special pentru un părinte este pierderea unui copil. Sigur că da. Sigur, asta o știu de la mama mea, pentru că ea a pierdut trei copii și atâta durere am văzut pe chipul ei, dacă te întreabă cineva, păi cum a fost, ce simțiți? Păi cum poți, ce să simți decât o durere imensă pe care nu o poți explica în cuvinte. Și cu siguranță viața de după nu mai este aceea. Nu mai este, bineînțeles, dar... Vezi tu, la vine viața merge înainte așa cum ne spunem toți și să spune, apropo de bunătatea oamenilor, să spune că nu soarele încălzește lumea, ci noblețea unui om. Pentru că în moment, sau dacă un prieten te vorbește de rău, tu trebuie să-i spui așa, nu mă interesează, nu-mi spui ce cuvinte urâte a spus despre mine, să-mi spui cum m-ai apărat în fața lui. Pentru că eu niciodată n-am avut răutăți, dar am fost și eu clevetitoare, că mama îmi spunea, e adevărat că vorbesc așa, dar fără să facă rău, pentru că nu poți să fii un om perfect. Nu se poate. Și mai vorbesc, uite ce a făcut aia, uite ce a... mai ales când ne găsim noi colegii, dar fără să faci rău. Atâtea lucruri frumoase mi-ați spus și iată că am mai învățat două citate care o să-mi rămână în suflet, doamna Mioara, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația la Folclorul sub lupă. Ne-ați spus dorința mare pe care o aveți să vă vedeți nepoata mireasă, da, da, și vă doresc din suflet să vă bucurați de asta. Iar mulțumesc. Acum în încheiere... Eu n-aș vrea la vinea să terminăm într-un ton din ăsta așa de lacră și asta. Sigur că astea sunt vremurile, dar le doresc tuturor celor care... românilor oriunde s-ar afla, multă sănătate, să aibă bucate tradiționale pe masă, să nu uite niciodată de unde au plecat și dacă vremurile vor fi poate mai bune, să se reîntoarcă acasă, pentru că nu există ceva mai bun ca acasă. Termenul de acasă este cel în care și dumneavoastră v-ați regăsit dintotdeauna și chiar dacă plecările acestea despre care spuneați și atât de des în străinătate v-au făcut să vă întoarceți tot cu aceeași plăcere în sânul familiei, alături de fiică, de soț și nepoată. Dar când spuneți termenul de acasă, ce simțiți, Doamne, și ce regăsiți? N-aș fi putut niciodată să rămân undeva. Am fost și eu în multe țări plecată, dar atât ai bine cât te duci și stai, ți-ai făcut programul și mă știi că vii acasă. Când veneam acasă, de cum intram pe poarta casei mele la țară, simțeam o energie pozitivă și simțeam că sunt zbor și sunt ușoară și tot am tot ce-mi trebuie acolo și cred că fiecare suntem așa când vine acasă la el. Când nu poate să fie ceva mai frumos decât acasă, alături de familia ta dragă. Mai există în casa părintească patul de paie în care dormeați cu frații? Nu mai există, că m-am modernizat. Nu mai există. Dar, pe cuvântul meu, am să fac un pat, am să fac o cămăruță așa, și am să fac un pat de paie și am să, ca să-mi amintesc de vremurile pe care le-am dus eu. Sigur, acum fiecare are condiții și nu pot să-mi explic de cei de la țară care nu și-au făcut o baie sau o pivniță. Pentru că în momentul când dai toate astea, dacă ai o baie, nu poți să fii murdar. Nu te lasă sufletul să fii. Păi mă gândesc la măicuța mea, oare cum spăla ea 8 rânduri de haine la mână? Fără să fie. Și nu erau, în albia aceea. Da, în albia aia mare, cu leșii, cu toate astea, săpun de casă făcut, da? Și cum spăla, pentru că era făcute hainele tort în tort, adică bio. Adică erau haine făcute din cânepă, foarte frumoase, țesute, aranjate, puse la punct, unde nu transpirai și unde te simțeai, erau și răcoroase.
în același timp. Casa era făcută din vălătuci pentru că vara ținea răcoare și iarna ținea caldă. Soba era sobă, ieșea fum la toate casele. Am văzut o poză undeva unde tot fum ieșea la case. Doamne, ce amintire, ce extraordinar de frumos. Nu zic să ne întoarcem în timp, dar părinții care au sau copiii care mai au bunici la țară, neapărat trebuie să meargă măcar un Crăciun sau de Paște să vadă cât de frumoase sunt sărbătorile acolo la țară. Sunt convinsă că vă ocupați foarte frumos de organizarea și pregătirea meselor de Crăciun și nu numai, dar mă uit la dumneavoastră că aveți acolo o urmă de regret de anii copilăriei și cum s-a transformat, să zic așa, lumea da, astăzi. Da, acum mama făcea, pregătea mâncarea tradițională de Crăciun, pentru că tot timpul când te întreabă cineva ce ai gătit de Crăciun, ce ai făcut, nu e nimic special, toată lumea făcea sarmale, toată lumea făcea salată, da, salată băf, toată lumea făcea lucrurile astea, făcea pâini, cozonac, plăcinte și așa mai departe. De la un timp, eu aici, de când am venit în București, mai aranjam mesele, să spun, la noi, dar de când sunt cu fata, eu nu mă mai ocup de așa ceva. Ea se ocupă, ea a cumpărat cu nepoată mea toate alea, masa e modernă, masa e foarte frumos încărcată. Bineînțeles că eu mănânc tot cum vreau eu, pentru că mă duc la bucătărie, pac, am luat o sărma, pac, am luat... N-aș zice, doamna Miora, la cum arătați. De cum? Sunt grasă, da, mănânc foarte bine. Mănânc bine și mănânc mult și des. Și, nu știu, parcă mă ține, așa, să poate să fac o cură de slăbire, nu, n-am de ce. Dacă am riduri, sunt ale mele pentru că am investit în ele ani de zile. Ba o lacrimă, ba o bucurie, ba o asta. Deci sunt ridurile mele. Și dacă eu cânt la ora actuală, nu fac rău nimănui. Dacă eu am făcut o melodie foarte frumoasă, cu eu sunt mamă de fecior. Eu n-am fecior, dar să pot regăsi în ea foarte multe soacre. Am imprimat o melodie cu Raul Zoraie, și videoclipul este foarte frumos și cred că sunt persoane care zic de ce trebuia să facă ea la vârsta asta, dar dacă merge vocea și dacă eu nu vă fac rău, dragii mei colegi, nimănui nu fac rău, doar cânt. Dar de ce credeți că noi oamenii avem obiceiul acesta nu tocmai plăcut și bun de a judeca? Da, și eu judec, de ce să spun că sunt corectă, și eu judec, că de ce a făcut ăla așa, că de ce a făcut, că mi se pare că eu știu. Da, v-a asumat și conștientizați în același timp. Tot timpul avem impresia că noi cunoaștem totul, dar pe urmă îmi dau seama și îmi văd de treaba mea, adică nu fac rău, dacă fac o observație, e o observație constructivă, îi spun că nu-i bine cum te-ai îmbrăcat, de exemplu fetelor care am făcut videoclipul, în urorile mele să zic așa, am făcut videoclipul, le-am spus să nu cumva să veniți cu zoluf, să nu vin cumva să veniți cu pantofi, cu toc, cui și nu știu ce, să veniți modeste așa cum sunt fetele de la țară și cum să cântă muzica populară. Pentru că trebuie să se regăsească. Sigur, în povestea fiecare, pe care povestea, dumneavoastră toți, da, și soacra și mama de feciori și toată lumea trebuie și într-adevăr a avut un impact extraordinar de frumos și mă bucur din suflet. Eu cânt, eu nu fac rău, eu cânt și vreau să și cânt în continuare și vreau în continuare să aduc publicului ceea ce m-a făcut la ora actuală, ceea ce sunt, îi datorez publicului, pentru că publicul m-a făcut ceea ce sunt. Eu când intru în scenă și când văd cum sunt aplaudată, apoi nu-mi trebuie nimic. Nu mă duc pentru bani special. Sigur că trebuie să te duci și pentru bani, dar nu mă duc în mod special. E recompensa ceea ce faceți cu plăcere. Dar mă duc de dragul publicului. Sunt persoane care au spus că eu stric prețurile, dar nu, pe mine îmi place să fiu foarte des, nu sunt nici jos, dar nici sus, că să exagerez. Dar sunt exact așa cum trebuie, pentru că știu eu cât pot duce și știu eu cât pot face și știu eu cât poate să mă plătească respectivul care m-a angajat. Dar de ce totuși un artist la înalta ținută pe care o aveți și o dețineți, după atâția ani de experiență, nu are pretențiile crescute cum poate vin cei din urmă și se supraevaluează, să spun așa. Nu știu. Sunteți prea umană, doamna? Da, Angara? Da, sunt. Și cred că așa suntem toți. Dar uneori ne ia valul și zice, dacă prinde un cântec frumos al unui solist, zice, a, gata, cu ăsta am făcut moarte de om. Nu, publicului nu trebuie să-i aduci cantitate.
trebuie să aduci calitate, trebuie să aduci un cântec. Eu am, pe data de 6 decembrie s-a împlinit un an de când am fost la Chișinău și am primit acel premiu frumos, Potucava de Aur, unde a fost lumea, de m-am simțit extraordinar de bine. Și am mai cântat de atâția ani cu toți dirijorii de la Chișinău, cu maestru Botgros, cu Advahovi, cu Ștefăneț, cu Neamțu, cu toți am cântat. Îmi amintesc când ați fost la Sala Palatului atunci, alături de maestru Nicolae Botgros și aveați acolo în recital 3-4 melodii de cântat și ții minte că doamna Mioara Velicu a trebuit să le îndeplinească cererea celor din public, să spun așa, pentru că erau pur și simplu în picioare, erau ropote de aplauze. Am cântat cu frații Advahov. Am fost la Chișinău pe 6 decembrie cu frații Advahov și nu mi-a venit să cred. Adică așa cum am avut astăzi lacrimi în ochi, așa am avut acolo. De emoții și de fericire. Da. Nu realizam ce mi se întâmplă. Oare nu credeți că și astea au contribuit la tinerețea și faptul că v-ați păstrat atât de frumos și în viața de zi cu zi, dar și în viața de artist? La vine, bucuria asta pe care publicul mi-a fi plăcut să fii când eram mai tânără, că eram altfel, eram asta. Dar Dumnezeu ți le dă așa. Totdeauna am spus că mai am trepte de urcat. Pentru că niciodată nu trebuie să ajungi acolo sus, că așa de grea e căzătura de rea și lovitura atât de mare, dar eu mai am trepte de urcat. Și dacă merge vocea, și sigur că nu mai arăt extraordinar de bine, pentru că tot timpul depinde de cameraman, de lumină, de toate astea depinde. Eu depind de ei, pentru că asta sunt eu. N-am cum să mai fac operație, pentru că ce mă fac cu mâinile, ce mă fac cu gâtul, n-am de ce sunteți să mai fac. Sunteți adorabilă, păi, doamna Mioara. N-am de ce, pentru că de ce să spună față liceu și spate muzeu? Nu trebuie să fie ceva normal, trebuie să fie să mă primească lumea așa cum sunt eu. Da. Sunteți de poveste, așa trebuie să spun. N-am de ce să mă schimb acum. Am nepoată frumoasă, am fată frumoasă. Ele nu pot să fiu. Și eu, dacă așa zicea Sofia Vicoveanca, Dumnezeu să-i dea sănătate, să nu te uiți în buletin. Să te uiți în sufletul tău și să știi că ai făcut ceva bine și să știi că eu nu dau eu indicații sau să le spun eu ce să faci tu sau ce faci ala. Apropo de generația tânără, să știi că este o generație excepțională de tineri. Excepțională, care merge pe drumul cântecului foarte frumos și cu costum și cu cântec și cu prezență scenică foarte frumos și mă bucur din suflet. Eu le dau telefoane. Când au un spectacol ei și mi-a plăcut, eu le dau telefon. Eu asta doar sunt ca eu. Să-i felicitați. Da, asta sunt eu. Asta când place, îmi place. Vă amintiți că dumneavoastră ați fost la fel încurajată în vremea în care erați bineînțeles mai tânără? Bineînțeles că da. Am fost încurajată. Pe mine m-a adus în București Benoni Sinulescu. Îi urez multă sănătate și fericire pentru că el, datorită lui, am venit în București și Dumnezeu să o ierte, Ileana Sărăroiu, care a pus un cuvânt bun șefului de atunci, lui tata Zinca, așa îi ziceam noi, și el a mers pe drumul Domnului și m-a adus în București, la ansamblu Ciocărlia. Dai seama, am găsit Angela Moldovan, Maria Butaciu, Maria Ciobanu, Benoni Sinulescu. Adică am venit printre moștri sacri la ansamblu Ciocărlia. Și am căutat nu să fie frică. Mi-a fost într-adevăr, dar am căutat să mă ridic și eu aproape la jumătate, la nivel, ca să zică lumea și de mine. Băi, să zică și de mine, Mioara Velicu, ce a făcut. Și am căutat, mi-am menținut seriozitatea și disciplina și dragul de cântec. Nu ai drag de cântec, nu ai ești hărăzit de Dumnezeu, nu ai voce, stai acasă. Știu că ați avut un moment în care urma să luați decizia de a pleca la vremea aceea la ansamblul Ciocărlia. De la ansamblul, da, Ciocărlia. Da, să plecați de la, da, ansamblu. Da, am plecat. De ce v-ați supărat, doamna Mioară? Știi cum zice moldovean? No comment. Moșule, te rog să-i aduci cadoul dorit, doamne Mioara. Nu, a fost o discuție atunci cu fostul șef de la ansamblu și n-am mai vrut să stau, să fiu în contradicție. Nu. Și atunci am plecat la Burna un an de zile, la Liviu Vasilică, Dumnezeu să-l odihnească, și am stat un an de zile acolo, după care am ieșit la pensie. Îmi dați, nu impresia, ci realitatea că sunteți omul care întotdeauna și-a văzut de treabă și niciodată nu a făcut un compromis doar ca să se complacă în ceva ce nu-i aducea satisfacție. Și nu înțeleg pe cei care au un subiect și vin toată ziua la televizor să-și îl expună. Nu, astea sunt, domnule, nu, cine n-a greșit să arunce cu piatra? Cine n-a greșit? Nu,
nu putem fi corecți, nu putem... Eram tineri, făceam greșeli, făceam asta, dar cu timpul viața ne-a făcut. Eu, de exemplu, n-aș fi crezut în viața mea că o să pot cânta romanțe. Și spre vârsta asta frumoasă, pentru că este o vârstă frumoasă, 76 de ani. Nu ți se pare la vine? Ba da, eu îmi doresc să mă apuc și să fiu la fel de veselă și plină de viață, da, așa cum sunteți dumneavoastră. Să știi că sunt răutăți și cred că am să renunț la Facebook, pentru că sunt răutăți gratuite. Și decât să mă contrez, spun așa, oare ce să le răspund? Oare să le spun să ajungi la vârsta mea și să fii jignit să vezi cum e, sau să n-ajungi? Eu cred că viața are rostul ei, are cursul ei și cam tot ce oferi aia primești. Bineînțeles că da. Așa că și fie că spunem noi sau că nu spunem, toate la un moment dat se întorc. Sigur că da, se întorc, roata se întoarce, nu se poate, nu vezi că bumerangul ăla întorci vine spre tine. Se spune că dacă de aici până nu plătim ceea sigur, ce sigur am făcut. Sigur că da, sigur că da. Acum... ce-o vrea Dumnezeu, cum m-a judecat Dumnezeu, am făcut și rele și bune, nu pot să spun că am fost perfectă și nu există om perfect. Numai Iisus Hristos, Dumnezeu și toți sfinții din cer sunt perfecți. Noi nu. Noi suntem supuși greșelii și facem de fiecare dată. Și mă duc și mă spovedesc și am făcut părinte așa și vorbesc și asta. Dar fă-ți rugăciunea, fă-ți oriunde ești. Au fost posturi pe care le-am ținut și îl țin și pe ăsta acum și ce-o vrea Dumnezeu. Aștept Crăciunul, aștept să vină moșul, să-mi aducă să vedem ce cadou. Eu cam spun așa, știi? Care ar fi cadoul secret? Nu știu, de data anul ăsta nu știu. Dar, de exemplu, acum de moș Nicolae, am zis, Doamne, i-am spus înainte fetei mele, zic, vreau o agendă, dar frumoasă, o agendă frumoasă pentru, sper ca la anul, să pot scrie în ea spectacolele și nunțile. Sper că de fiecare dată că cealaltă a fost 2019, a fost un an excepțional. Excepțional a fost, da. Acum, ce-o fi? Nu, a fost nu... schimbarea asta cu 2-0, era prea curată cifra și probabil de asta. Da. A fost, nu știu, pe cuvântul meu, nu vine să cred. Deși eu am fost la țară, m-am simțit extraordinar de bine și n-am simțit așa pandemie pentru că n-am fost sănătoasă. Și pentru că toți ai mei au fost sănătoși și n-am suferit decât pentru cel care e la nanghi și cel care a fost într-adevăr în spital, că este greu. Nicolae Bodgros a fost în spital o lună de zile și toată lumea ne gândeam la el ce se întâmplă. El a zăcut foarte mult, a trecut foarte greu. Steliana Sima foarte greu a trecut prin Maria Ghine, a trecut prin probleme din astea extraordinar de grele. Dar, da, depinde cum ți-e dat, cum ai norocul. Eu dacă am fost la țară și am mâncat tot timpul și sunt sănătoasă și am imunitate, nu mă doare capul. Eu pot să fac ce vreau. Și am vorbit eu, Doamne, nu trimite la mine și nu trimite la nimeni. Doamna Mioara, pentru că tot spuneați de Crăciun mai devreme, dacă ar fi să ne spuneți de un Crăciun pe care îl păstrați în sufletul dumneavoastră și de care vă amintiți cu plăcere, care a fost unul din copilăria noastră lângă frați și părinți sau lângă soțul dumneavoastră? Și. Aveți din fiecare. Da, din fiecare dată. Frumoasă. Și soțului meu, Dumnezeu să-l odihnească, îi spuneam așa că el mai uita, să lua cu alte treburi și uita. Fii atent că vine moșul, fii atent că vine moșul Nicolae, fii atent că e ziua mea, fii atent că asta. Și atunci, el dacă uita... I-a intrat în reflex. Și dacă nu-mi cumpăra ceva, pentru că îmi punea bani. Îmi punea bani și îmi cumpăram eu. De fapt și eu acum același lucru fac fetelor, nu știu ce să vă cumpăr, pentru când era nepoată mea mică, puteam să-i aduc din străinătate sau să-i cumpăr orice. Popuși, acum nu mă mai primesc, nu mă mai potrivesc cu ea la gusturi și ea mi le cumpără ea mie. Asta e că trebuie să facem comandă, să facem Crăciunul în pijamale, ajunul. Deci aveți tematică, sigur că înțeleg. Da, tematică, da, sigur că da. Am avut și anul trecut, a fost un alb cu inițial, a fost foarte frumos. Și anul ăsta ce culoare ați? Anul ăsta a spus fetele mele, le divulg, măi, că nu trebuia să... Nu-i problemă, că verde. Nu rămâne între noi. Verde și cu roșu să scrie inițiala. Da, să știți că... Avem toate alea coronițe. Da, tot, sigur că da, tot să vezi cum... Este extraordinar de frumos, ne facem cadouri. Suntem cu niște prieteni de ai noștri, familia Marco, și tot timpul suntem, vine moșul, ne aduce cadouri, de bea aștept, ce... dar noi ne spunem înainte, vezi că trebuie să luăm. Ca să știți dar eu care, cel mai bine, către cine da, merge, dar eu cel mai bine...
fetilor, cardo. Uite cardo aici, faceți voi ce vreți, pentru că știu, mă bazez extraordinar de mult. Dar vă sfătuiește nepoata vis-a-vis de vestimentația noastră? Mamă, mama îți trebuie geanta sau bunica, da, cum vă spune. Da, bineînțeles. Pantalonii eu, să dacă mai... sunt tipi vremea lui Ceaușescu, oborul. La obor, cumpăr ăsta de unică folosință. Pac, 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 dar mi-i stă bine. Nu am mai, nu lua de acolo, ia de aici, uite aici, sunt de firmă, uite așa, sunt firmă. Mă, nu la oricine stă bine o haină de firmă. Pentru că eu dacă iau o haină de blană sau... Dar și oborul e firmă, doamna Mioara, e brand oborul. Dar dacă eu am, trebuie să fii foarte, să știi să fii elegant. Dacă te îmbraci cu ceva, am și eu haine de blană, am și eu lucruri frumoase. Dar trebuie să știi să te îmbraci. Eu mai mult sportiv. Eu mai mult așa, din astea, cu fâși, cu asta, pac, lepede, pui pe tine. Nu mă interesează cum arăt eu. Dacă sunt în viața de toate zilele așa, de ce aș fi altfel? De ce m-aș schimba? Pentru cine să mă schimb? Că lumea mă cunoaște așa. Și cred că ar fi atunci, ar fi pentru lume. Zic, băi, uite-o, ce-i cu asta? De ce s-a schimbat? De ce s-a făcut? De ce s-a făcut aia? De ce? Păi dacă eu să-mi fac așa operația, cam așa ar fi. Dar gâtul, ce fac cu el? Gâtul. E suportul. Dar cum merg? Dar mâinile, ce să fac la mâini? Să merg tot timpul Doamna așa. Doamna Mioara, dar sunteți foarte frumoasă. Dumneavoastră, pe chip, de fapt, se reflectă sufletul pe care l-aveți bun. Sufletul bun. Nu știu, sper să fie așa și fata mea și este și nepoata mea și să aibă tot timpul să fie optimiste, pentru că asta ne duce în viață, optimismul. N-ai credință, n-ai speranță, nu, n-ai nimica. Eu visez că o să fac mai o să fac așa, o să fac, vorbesc singură prin casă, bineînțeles, sau dacă vorbesc la telefon, mă plimb prin casă și zic, n-ai făcut, indiferent cu cine vorbesc, trebuie să faci așa, parcă ăla mă vede din telefon unde mă duc eu și ce figuri fac eu cu mâinile. Ăsta este felul meu. Eu nu mă pot schimba. Eu am prieteni foarte dragi. Eu am prieteni cărora le dau telefon și care mă sună și îmi spun ce faci. Sincer, îi simt că sunt sincer. Îi simt. Eu am avut norocul să cânt cu Fuego, cu Benoni Sănulescu, cu care am făcut un CD de duete muzicale, cu Gabi Dorobanțu, cu Andra încântat în tradițional un an de zile, cu Ștefan Bănică, care m-a invitat la concertul lui de colide și a fost pentru mine o onoare la vârsta mea, a fost extraordinar și m-am descurcat foarte bine. Ce pot să mă... Acum am cu Raul asta, melodia asta care îmi place extraordinar de mult. Eu să zic că progresez, nu-i bine să spun. Nu, să zic că îmi place ceea ce fac. Îmi place ceea ce fac și vreau mai mult, și mai mult, și mai mult, și mai mult. Pentru că vreau să dau publicului să nu mă uite. Eu de asta vreau să merg la spectacole cât mai des, să nu mă uite. La filmări. Că de ce te-ai dus acolo? De ce ai făcut? Mă duc pentru că îmi place să mă vadă lumea. Să vadă că, vai ce mult vorbesc, măi, la lume. Nu, oprește-mă. Doamna Mioara, eu sunt prea bucuroasă că ați venit în emisiunea Folclorul Sublu. Păi imaginați-vă că bunica mea mereu îmi spunea, Doamne, cât îmi poate plăcea de artista aceasta, de doamna Mioara. Și eu, la vârsta mea, la 28 de ani mei, mamă, de doi copii. Mă, tu ești supărător de tânăr. Să fiu astăzi aici, în acest cadru frumos, familiar, și să am onoarea să vă ascult, să-mi povestiți întâmplările din viața noastră. Dați-mi voi să vă smulg promisiunea că ne vom vedea după această perioadă, să vă pot strânge în brațe, să uităm de distanțarea aceasta impusă. Exact, da. Și vreau să vă transmit să aveți un Crăciun cu bine, un Crăciun binecuvântat, un an nou fericit, plin de bucurie și reușite, și să fiți aproape de cei dragi întotdeauna, să vă păstrați zâmbetul pe buze și să vă întorceți curând pe scenă, acolo unde dumneavoastră ați câștigat aplauzele meritate. Mulțumesc, Lavinia, mulțumesc întregii echipe și să știi că televiziunea Etno a lansat foarte, foarte, foarte mulți soliști. Mi-aduc aminte când a început Etno, era Valeria Arnăutu și cântam câte 7 melodii. Unde cântai? 7 melodii să cânți într-o emisiune? La Etno. Și sunt soliști care trebuie să fie recunoscători și sunt într-adevăr, pentru că Etno a lansat foarte mulți soliști. Și s-au făcut emisiuni frumoase și lumina bună și arătăm foarte bine și mulțumim din suflet, da. Mulțumim și din eu suflet. Vă mulțumesc pentru participarea în ediția de colecție, așa cum am spus. Mulțumesc și le urez tuturor telespectatorilor un Crăciun fericit, să uităm de toate relele, la anul să ne găsim cu toții și să cântăm. Am spus, prin concert care o să fie la anul, nu-mi trebuie niciun ban, mă duc să cânt fără voluntar. Niciun ban, dar voluntar, mă duc să cânt
că îmi place ceea ce fac și mă iubește publicul și îl iubesc și eu din suflet că m-a făcut ceea ce sunt. Dragi telespectatori, vreau să vă spun că eu împreună cu doamna Mioara Velicu astăzi am scris deja amintiri în scrisoarea către Moș Crăciun. Am aflat atât de multe lucruri frumoase și sunt convinsă că dorințele ne vor fi ascultate și împlinite. Dă Doamne! La toată lumea sănătate și să scăpăm, să fie bine toată lumea. Vă mulțumesc încă o dată, cu cea mai mare plăcere. La orice sărbătoare ai nevoie și de ajutoare. Fairy Extra Plus este cu până la 50% mai rapid în eliminarea grăsimii dificile.